Structurat pe trei etape, planul național de irigație a primit aviz favorabil. Acesta a fost aprobat prin hotărâre de guvern, urmând ca în prima etapă a programului, la nivel național, să se facă reabilitarea termică a 33 de amenajări funciare. Dintre acestea, o parte sunt în stadiu de execuție, iar pentru celelalte este necesară o notă de fundamentare prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici. Reabilitarea termică va fi făcută pe fiecare amenajare de îmbunătățiri funciare, atât stații plus canale plus stații de repompare. Acestea vor fi reabilitate până la ultimul SPP, care a accesat măsura 1.2.5 pe Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, urmând ca etapa a doua să se reabiliteze diferența de amenajare, după ce organizațiile de udători vor depune pe măsura 4.3 proiecte pentru reabilitarea infrastructurii de irigații. Șeful ANIF a precizat că în perioada imediat următoare va fi lansat ghidul pentru măsura 4.3, investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructurii de irigații, prin care organizațiile de udători pot beneficia de 1.000.000 de euro nerambursabil. În această primă etapă a Programului Național de Irigații sunt cuprinse mai multe zone din Olt, unde lucrările se află în diverse stadii. La nivelul țării sunt 448 de organizații de udători. Pe județul Olt pot să vă spun că sunt în execuție de lucrări amenajarea Bucșanciorului etapa 1, terasa Caracal și Stoienești Vișina etapa 1. Urmează prin Programul Național de Irigații să intre și Bucșanciorului etapa 2, reabilitarea amenajării pe hotelul Corabia și terasa Corabia. Pentru cele trei lucrări, pentru Bucșanciuroiu, terasa Caracal și Soienești Vișina, sunt deja în execuție. Acestea vor acoperi în jur de 70.000 de hectare. Vor fi reabilitate, vor fi finalizate la mijlocul anului 2018. De asemenea, în programul de guvernare a fost avută în vedere și gratuitatea acordată organizațiilor și federațiilor pentru aducerea apei până la stațiile de presiune. În acest sens, deputatul de Olt, Alexandru Stănescu, a depus un amendament care să vină în sprijinul agricultorilor.